Steaua nu are astăzi decât o variantă, victoria în meciul cu Ceahlăul Piatra Neamț. Steliștii au fost ajutați chiar de marea rivală Dinamo în lupta pentru locul 2, care duce în turul preliminar al Ligii Campionilor. Echipa lui Rednic a câștigat ieri duelul cu CFR Cluj, a fost 1-0, chiar dacă fanii din Ștefan cel Mare le-au cerut jucătorilor să piardă meciul. Așa că dacă Steaua învinge astăzi, Ceahlăul urcă pe locul 2 în clasament și mai are de jucat doar 3 meciuri până la finalul campionatului. Partida este foarte importantă și pentru Ceahlăul Piatra Neamț, echipa aflată pe locul 15, la 4 puncte de formația de pe locul 14, Farul Constanța, care a pierdut astăzi acasă 1-3 cu Poli Timișoara. Vom vorbi, este însă un meci foarte special pentru Steaua. Nicolae Dică, după 6 luni de absență, se află astăzi pe banca de rezerve și ar putea juca în finalul acestei partide cu Ceahlăul Piatra Neamț. Suntem Adrian Cheltuitoru și Sorin Barbu și vă invităm să urmăriți în această seară în direct la Antena 1 confruntarea Steaua-Ceahlăul. Sunt aproape 15.000 de spectatori pe stadionul Ghencea și iată Rapid și formațiile. Steaua București în poartă cu Cornel Cernea, jucător de câmp, Dorin Goian, Vali Badea, Vasilică Cristocea, Bănel Nicoliță, Eugen Baciu, Petre Marin, Victoraș Iacob, Florin Lovin, Sorin Paraschiv și Gidel Cuman. Numai puțin de 7 jucători nu poate să alinieze astăzi Cosmin Olăroiu. În cealaltă parte, Aurel Șunda, antrenorul principal al Ceahlăului, va începe cu Fedorenko în poartă. Linia de fund Noha, Ienci, Lucian Goian, Forminte, la mijloc Purică, Cebotaru, Rujmir și Barna, iar în atac Vrăjitoarea și Ionuț Enache. Atacul nemțean, care în etapa trecută a marcat 3 goluri în doar 5 minute în poarta lui FC Vaslui, o reușită a lui Vrăjitoarea și două ale numărului 17 Ionuț Enache, un jucător de urmărit în această seară în Ghencea. Ceahlăul într-adevăr este în disperată nevoie de puncte. 4 puncte o despart pe Ceahlăul de salvare de la retrogradare. Din păcate însă pentru elevii lui Șunda, ultimele 4 etape sunt groaznice pentru ei. Întâlnesc Steaua, FC Argeș Rapid și Dinamo. Nicolae Dică a fost primit cu aplauze. Așa cum spuneam, a lipsit 6 luni de pe gazon. Ultima oară a jucat într-un meci cu Universitatea Craiova. Adică împlinește astăzi 27 de ani și toată lumea i-a cântat aici la mulți ani. Se anunță o perioadă agitată în Ghencea. Se spune că Adrian Ilie ar putea veni în locul lui Mihai Stoica, manager general. Am stat de vorbă și cu Gabi Popescu, el se va ocupa de transferuri. Așadar se aduc șefii noi la Steaua să vedem dacă vor reuși, mai cu seamă că se anunță într-adevăr un an foarte încărcat. Steaua luptă pentru locul 2, care duce în turul preliminar al Ligii Campionilor. Anton Heleșteanu în imagine, arbitrul de centru al acestei partide, va fi ajutat la margine de Daniel Burloiu din Galați și de bucureșteanul Eduard Ungureanu. Observatorii la această partidă sunt Alexandru Popescu din partea LPF și Florin Prunea pentru arbitri. Arbitrajul a fost și în ultimele etape punctul nevralgic al meciurilor disputate în Liga 1. A început partida cu Steaua atacând la poarta din stânga, un prim foul asupra lui Vali Badea. Atacul consacrat al Stelei cu Badea și Victoraș Iacob, deoarece TRO este accidentat în continuare, nici nu mai este în România, s-a dus în Belgia să se trateze. Un jucător al Ceahlăului a rămas căzut în careul lui Fedorenko. Acesta face semne disperate arbitrului și în cele din urmă Heleșteanu oprește partida. Nu înainte însă de a se produce un meleu. A început foarte tare acest meci dintre Steaua și Ceahlăul. Florin Lovin a fost atacat destul de dur și îl văd resimțindu-se pe mijlocașul Stelei. A venit capitanul Ceahlăului, Adrian Ienci, fostul internațional, să calmeze spiritele. Da, spunea Adi, sunt 7 jucători pe care Olăroiu nu poate să-i folosească astăzi. Rădoi, Tereu, Ghionea, Neșu, Boștin, Andrei, accidentați, iar Croitorul este suspendat. A fost nevoit Olăroiu să facă câteva mutări, mai cu seamă în linia defensivă. Îl văd pe Gigel Coman, fundaș stânga, în dreapta este Petre Marin, mijlocaș dreapta Bănel Nicoliță. Așadar
Onorul a fost nevoit încă o dată să improvizeze și în această partidă cu Ceahlăul Piatra Neamț. Banca de rezerve a Stelei este destul de subțiată, valorică în aceste condiții. Portarul Cezar Lungu este rezerva lui Cernea în această seară. Să urmărim această centrare la care ajunge Paraschiv. Lângă el este Bănel Nicoliță. Șut al lui Bănel, nu șut, gol! Tot ce a fost la un metru de deschiderea scorului, ca să zic. Da, practic incredibil a fost această ratare a lui Vasilică Cristocea. A tras pe lângă poartă, era poarta goală. Și suporterii de la Peluza au văzut acolo gol, rămâne însă 0-0 în acest meci. Steaua Ceahlăul Piatra Neamț, iată-l pe Cristocea, cum a trimis pe lângă poartă, după șutul lui Bănel Nicoliță. Bănel mai mult a centrat, am avut senzația că va trage puternic spre poartă, însă a pus o centrare cu latul. Din nou Nicoliță, urmărit de doi adversari, nu are altă variantă decât să întoarcă la Goian. Joacă din nou împotriva fratelui său Dorin Goian. Numărul 27 de la Ceahlăul, în centrul apărării este Lucian Goian. I-ați putut vedea în urmă cu ceva timp la știrile sportive pe frații Goian ieșind împreună la biliard și la bowling și explicând cum este cu rivalitatea dintre echipe. Pe vremea aceea Lucian Goian juca la Dinamo. Da, chiar au jucat la un moment dat și la un moment dat o fază cel mic i-a spus celui mare ușor că îmi scăzi un dinte și ne ceartă mama acasă. Ca să revin, rezervele Stelei sunt portarul Cezar Lungu, jucători de câmp Ovidiu Petre, Dică, Șaban, Stelian Stancu, Ochi Roșii și Elton. Iată că Elton, după ce a început ca titular în primele sale 3 partide în România, ușor-ușor a fost trimis pe banca de rezerve. Da, n-a mai jucat de la meciul cu Bistrița. Olaroi a spus că Elton nu este încă adaptat la sistemul de joc al Stelei. Cel mai bine, îl ții pe bancă și se adaptează. Da, iar patronul chiar a fost ușor ironic și a spus, dar cine-i Maradona să joace în fiecare meci? Obține Bănel Nicoliță o lovitură de colț. Nu execută el, se îndreaptă Cristocea spre colțul terenului, în timp ce Valibada și ia locul pe linia porții lui Fedorenko. Ucrainanul a făcut meciuri bune de când a venit la Ceahlăul. Scoate mingea scurt pentru centrarea lui Bănel Nicoliță și lovitura de cap a lui Victor Așiacop trece peste poartă. Arată însă corner arbitrul Heleșteanu. Deși Iencii protestează, nu o face însă foarte vehement. A doua lovitură de colț consecutivă, tot Cristocea. O nouă centrare în marginea careului mic, resping de acolo fundașii Ceahlăului. A încercat Bănel Nicoliță să tragă un șut acum lui Vali Badea, contrat asediu la poarta lui Fedorenko încă din aceste prime 5 minute. Da, nu știu dacă s-a ieșit vreo clipă din careul oaspeților. Asta arată încă o dată de ce Ceahlăul are o apărare destul de slabă. Doar două echipe au primit mai multe goluri decât echipa lui Gheorghe Ștefan. Este vorba de Oțelul și FC Național. Centrează Bănel Nicoliță în careu. A încercat să respingă de acolo Ienci. Cebotaru a încercat o prelungire, însă nu avea cu cine să combine. A recuperat simplu Gigel Coman. Schimbă jocul pe dreapta la Nicoliță. Lovin învăluie Petre Marin. Acesta centrează, însă de acolo a respins Adrian Ienci. Fără îndoială, Ienci este cel mai valoros fundaș al echipei Ceahlăul Piatra Neamț. Îl vedeți în imagine pe antrenorul principal al nemțenilor, Aurel Ciunda, care strigă exact la Ienci. Da, Ienci a încheiat contractul cu Spartak Moscova și s-a întors în țară. N-a avut decât o singură ofertă de la Ceahlăul Piatra Neamț. Acum pe Vali Badea a încercat să treacă printre doi adversari. A căzut, însă nu s-a acordat nimic. Lansare pentru Vrăjitoarea, în duel cu Baciu a ieșit bine Cernea. Acesta este rolul lui Bogdan Vrăjitoarea, să stea în permanență în coasta apărărilor adverse, să țină după el un fundaș sau doi și să creeze presiune. Steaua nu are altă variantă decât victoria, deși putem spune că și un rezultat de egalitate o duce pe locul 2. La egalitate de puncte cu CFR Cluj și are rezultatele directe, însă steliștii, cel puțin suporterii care au venit în această seară pe stadionul din Ghencea, nu concep decât obținerea celor 3 puncte, pentru care umilința supremă steliștii au trebuit să se roage de Dinamo. Ați avut un cadru și cu
noua conducere tehnică a Stelei. Da, am văzut că pe Valerio Găseală cam strângea cravata. Sunt emoții. A respins Lovin, a încercat Victoraș Iacob să prelungească acolo. Rujmir așteaptă o pasă în centrul terenului. Mingea merge însă în partea stângă. A fost încercarea lui Forminte. Până la urmă, autul va fi în favoarea Stelei. Aruncată Gigel Coman, Lovin. Încearcă să schimbe până la Bănel Nicoliță. Ajutat acolo de Petre Marin. Barna s-a opus în fața lui Bănel Nicoliță și va fi aruncare de la margine pentru Steaua. Tot Bănel Nicoliță execută. Devierea lui Palibadea pentru Victoraș Iacob. Până acum se apără foarte bine nemțenii. Acum Rojmir recuperează în duel cu Bănel Nicoliță. A încercat o minge către vârful Vrăjitoarea. Vrăjitoarea și Ionuț Anache sunt, cum ne așteptam, cei mai avansați jucători ai oaspeților. Ionuț Anache face însă și faza defensivă. Paraschiv, Gigel Coman. Un atac tare al lui Lucian Goian asupra capitanului echipei Steaua, de în amintirea vremurilor în care Goian juca în derbiurile Dinamo Steaua și acum este foarte bine Fedorenko și reține în care. În urmă cu trei etape, Steaua era la 6 puncte de locul 2, deținut de CFR Cluj. A venit însă meciul direct câștigat de steliști la Cluj, după care elevii lui Bergodi au mai făcut pași greșiți, 0-0 la Pitești cu FC Argeș. Au câștigat, e adevărat, cu Rapidul, dar a venit și înfrângerea de ieri seară din Ștefan cel Mare, astfel încât, iată, CFR Cluj pierzând numai puțin de 7 puncte în ultimele 3 etape, este în pericol de a pierde și poziția a doua, pe care își doresc steliștii să se instaleze. Locul 2 la finalul campionatului, ducentorul 2 preliminar al Ligii Campionilor, unde Steaua ar fi cap de serie. Am putea avea situația paradoxală ca Steaua să meargă în grupele Ligii Campionilor și Dinamo nu, pentru că Dinamo, în turul 3 preliminar, stă la mâna norocului. Poate cădea cu echipe foarte puternice, dar poate avea noroc și întâlni Levski Sofia sau Anderlecht. Gigel Coman, o pasă pentru Valibada, respinge de acolo Ienci până la Rujmir. Dorin Goian, o pasă ajunge până la Gigel Coman și acum Eugen Baciu. A încercat să facă pressing Ionuț Anache, a renunțat în cele din urmă. Florin Lovin a venit să urce mingea în atac, din nou schimbare lungă de direcție. Foarte bună pasă, într-adevăr, până la Cristocea. Învăluie Gigel Coman, să vedem centrarea fostului jucător al lui FC Național și al lui Poli. Mingea a fost respinsă de Cebotaru. Iacob se luptă acolo la marginea careului. A fost incursiunea lui Cristocea, cel care a înscris și în meciul de la Urziceni. Nu a obținut nimic de această dată la această fază Vasilică Cristocea, minutul 10. Steaua Ceahlăul la egalitate 0-0. Au fost câteva momente de asediu la poarta oaspeților. Tabela a rămas însă nemodificată. Era evident forcing-ul de început de meci al steliștilor. Iată-i acum combinând pe nemțeni cu Cebotaru, încercând o lansare pentru Ionuț Anache. Coman salutat acolo, Iacob, Cristocea din prima pentru sprintul lui Valibadea. Tot Gigel Coman rezolvă această fază, însă nu cum și-ar fi dorit steliștii. Minge aruncată în alt, în vreme ce Șunda își îndeamnă elevii la calm. Au trecut cu bine de aceste prime aproape 11 minute. Au avut o mare ocazie în minutul 2 prin Vasilică Cristocea, care a trimis pe lângă poarta goală. După aceea însă nemțenii s-au grupat și nu au mai permis alte situații de a marca ale gazdelor. Dueluri foarte încinse pentru minge. Arbitrul Heleșteanu lasă jocul să continue. Cu siguranță îl țineți minte pe Heleșteanu din finalul campionatului trecut, când partida Jiul Petroșani Rapid, arbitrată de el, s-a încheiat înainte de termen, pentru că 5 jucători rapidiști puteseră să eliminați în direct la Antena 1. Și atunci Daniel Niculae i-a promis o bătaie pe cinste.
Mi-aduc aminte că și la un meci de aici, de pe Ghencea, cu Universitatea Craiova, patronul echipei a promis că va intra data viitoare pe teren când un arbitru va mai defavoriza Steaua. Iată ce manieră liberă de arbitraj are Heleșteanu, a lăsat un fel de lege a avantajului. Însă Petre Marin cred că este rămas la pământ, s-a ridicat până la urmă. Da, nu trebuie trimisă minge în afara terenului, ați auzit îndemnurile lui Șunda, joacă. Vrăjitoarea alergă după această minge, are prin planul Eugen Baciu. A greșit Coman, Vrăjitoarea și acum un șut al lui Dejan Rușmir, mingea a trecut pe lângă poarta lui Cernea. Este a doua pasă pe care o greșește Gigel Coman, deja se aud fierături din tribune. Este presiune mare pe elevii lui Cosmin Oloroiu în această seară. Nu au voie să facă vreun pas greșit, altfel tot efortul de până acum ar fi în zadar. A sărit la cap Victor Așiacob, a faultat, este părerea lui Anton Heleșteanu, execută lovitura liberă Ceahlăul Pietre Neamț. Minge în partea stângă la Barna. Acesta este față în față cu Petre Marin, Rujmir, în centru pentru Forminte. Șutează de departe Forminte, însă și la mare distanță de poarta lui Cerne. Odată cu accidentarea lui Andrei, s-a renunțat la duelul pentru postul de titular în poarta Stelei. Cerne este titular indiscutabil. Dar oricum patronul a anunțat că la finalul campionatului Andrei va pleca, pentru că îi expiră împrumutul. Acum pentru Iacob. Mingea a ajuns la portarul Fedorenko. În vreme ce Cosmin Oloroiu a ieșit la marginea careului său și strigă către apărătorii echipei sale. Mai multe site-uri din Ucraina au anunțat că Oloroiu are ofertă de la Dinamo Kiev. Între timp însă Igor Surkis l-a angajat pe suedezul Sven Goran Eriksson. Nimeni altul decât Sven Goran Eriksson, postul manager al Naționalei Angliei. Faulta lui Petre Marin. Rujmir se resimte, însă se ridică mijlocașul sârb. Va fi lovitură liberă pentru echipa sa, care iată a trecut până acum cu bine de forcing-ul de început al Stelei. Suntem în minutul 15. Spectatorii încet încet au umplut tribuna a doua și cea oficială a stadionului Ghencea. Patru jucători de la Ceahlăul în marginea careului lui Cernea. Vine șutul lui Cebotaru, însă bol peste poarta lui Cernea. Ceahlăul are doar o victorie în acest campionat. Mai puțin de patru antrenori a avut echipa lui Gheorghe Ștefan. A început cu Mihai Stoica, a continuat cu Florin Marin și Vasile Silaghi și Florin Marin, iar acum Aurel Șunda. Șunda le cere jucătorilor să le spună domn profesor pentru respect. Trei jucători au fost excluși din lot pentru dezinteres în pregătire, chiar înaintea meciului cu Universitatea Craiova. Cornel Dobre l-a atacat atunci pe Șunda și a spus că n-are nicio treabă cu antrenoratul. Tensiuni și la echipele mai mici. Centrează Bănel Nicoliță, a respins de acolo Nicolcian Goian, a fost sau Nohai. O aruncare de la margine pentru Steaua. În marginea careului a venit Victor Așiacob. Centrarea este pentru Cristocea. Acesta reușește să lovească mingea cu capul. Îl încurcă Gigel Coman pe Vali Badea. Nu era Paraschiv cel care se certă cu Vali Badea. De o accidentare foarte periculoasă pentru că s-a dat peste cap acolo Paraschiv. Centrează Vali Badea, cap Bănel Nicoliță. Mingea trece peste poartă. O putem trece și pe aceasta la ocazie în contul Stelei. Lovitura de cap a lui Bănel Nicoliță din minutul 16. În vreme ce nemțenii se pare că au probleme în organizarea apărării. Purică este cel care este apelat tot mai des și trimis să ocupe un anume loc în sistemul defensiv al lui Aurel Șunda. A fost lovitura de cap a lui Bănel Nicoliță, cel care în meciul tur a fost capitanul lui Steaua. Se întâmpla chiar după meciul de pe Bernabeu cu Real Madrid, când Bănel Nicoliță
a înscris în proprie poartă. A fost 0-0 în tur la Piatra Neamț. Da, era seria de deplasare a Stelii. Centrare pentru Victoria și Iacob. Preia acesta în careu cu Fedorenko. Cade Victoria și Iacob, nu se acordă nimic. Preia Barna. Până Niculița a greșit aici. El s-a uitat către arbitru, aștepta lovitura de la 11 metri. În loc să continue faza. Senzația mea la prima vedere este că totuși nu a fost penalti. Își dăduse mingea în lateral Victoria și Iacob, după care a așteptat contactul cu Fedorenko și a căzut. Până Niculiță era deja cu mâna pe sus, cerând 11 metri, în loc să continue faza. Acum Iacob pentru Vănel Niculiță. Vali Badea. Sunt 4 jucători la marginea careului. Centrează Vali Badea, dar balonul a fost trimis prea puternic. Spuneai despre acel 0-0 de la Piatra Neamț. A fost seria proastă a Stelei de după eliminarea din grupele Ligii Campionilor. 0-0 la Piatra Neamț, 0-0 la Craiova. O mulțime de meciuri în care Steaua nu reușea să marcheze, nu juca nimic. Și odată cu pauza de iarnă a venit și accidentarea lui Nicolae Dică în turneul de pregătire de la Coverciano. Iată, de pe 17 ianuarie are aproape 4 luni Dică de când s-a accidentat și în seara asta este așteptat să revină în lotul Stelei. Probabil că toată lumea speră că va fi introdus pe finalul meciului, să apuce și el câteva minute. A trecut Dică și printr-o pierdere în familie, i-a murit tatăl. Da, ultimul meci al lui Nicolae Dică a fost pe 10 decembrie, un meci cu Universitatea Craiova, practic 6 luni care Nicolae Dică a mai jucat într-un meci oficial. S-a accidentat chiar în primul meci de pregătire în turneul din Italia. După doar câteva minute a ieșit. A fost o accidentare curioasă aceea cu tineretul Sienei. Dică a sărit la cap, iar la aterizare ruptura ale ligamentelor încrucișate de la genunchiul drept. S-au pus atunci multe semne de întrebare în legătură cu pregătirea fizică a jucătorilor Stelei. Și de fapt lungă listă de accidentări de care beneficiază, între ghilimele, Cosmin Oloroiu. Încă nu și-a găsit o explicație. Florin Lovin încearcă să schimbe jocul, a deviat bine Gigel Covar pentru Fali Badea. Acesta intră în careu, era în offside. Ne-a venit asistentul cu falionul ridicat. Acum pressing-ul steliș, sunt 4 jucători care au încercat să recupereze acest balon. Paraschiv a încercat și el acolo să blocheze. A sprintat Purică, dar n-a mai reușit să ajungă la acest balon. Am revăzut lansarea lui Vali Badea. Dubii în legătură cu poziția semnalizată în offside. Vali Badea a ajuns principalul marcator al Stelei cu 11 goluri. A fost constanta acestei primăveri pentru echipa lui Oloroiu. Iată-l acum alergând după această minge pe care o urmărește și Victoria și Iacob, însă Heleșteanu fluieră fault în atac la Victoria și Iacob. Vedeți reacția vârfului stelist. Lovitură liberă pentru Ceahlăul. Noha este în preajma mingii, vine lângă el Lucian Goian și primește. Steliștii nu ies la pressing și acest lucru este oarecum descumpănitor. Au stat ce au stat nemțenii cu mingea, după care au aruncat-o în față și au pierdut-o. Da, sigur, în acest meci șeful este Steaua. Iacob a încercat o execuție pretențioasă. Barna. Și acum sprintează vrăjitoarea. Lângă el se află Dorin Goian. O pasă la marginea careului pentru Rușmir. Intrat în careu jucătorul Ceahlăului, dar a ieșit bine Cernea și a blocat. Etapa trecută, Peter în propriu cu FC Vaslui. Ceahlăul Piatra Neamț părea o echipă resemnată. Era condusă cu 1-0 încă din primul minut al partidei. A avut însă un moment de grație. Între minutele 72 și 78 nemțenii au marcat 3 goluri și s-au trezit la viață. Acum mai au speranță la salvarea de la retrogradare, mai ales că farul pare echipa care poate fi trasă în adâncurile diviziei a doua.
stoparul nu reușește să câștige. Ce frumos a lucrat acest balon Cristocea și acum pasa lui Paraschiv pentru Bănel Nicoliță. O fază frumoasă regizată de Cristocea, dar pasa lui Paraschiv n-a fost cea mai bună, rămâne 0-0. Într-adevăr, Farul a pierdut acasă cu Timișoara 3-1, după ce a condus la pauză cu 1-0 și trebuia să primească un penalty. Da, acolo a fost o fază foarte discutabilă, arbitrul Adrian Comonescu. Dacă etapa trecută Alexandru Tudor a dat penalty la o ușoară presupusă atingere pentru Steaua la Urziceni, acum lui Tinică era să-i fie smuls piciorul din șold de un adversar și arbitrul Comonescu a lăsat jocul să continue. La 2-0 pentru Farul, poate că altfel ar fi fost rezultatul final. În orice caz, Timișoara este echipa care joacă foarte bine în acest final de campionat și încălzește motoarele pentru finala Cupei României Timișoreana, unde o va înfrunta pe Rapid București într-un meci transmis în direct de Antena 1. Sâmbătă 26 mai vă așteptăm la sărbătoarea fotbalului românesc la Timișoara, pe stadionul Dan Poltinișanu. Vom avea un spectacol complet. Până atunci însă mai sunt 4 etape din această ediție a Ligii 1. Se cunoaște deja campioana, se cunosc și 3 echipe retrogradate. Discuția este pentru locul 2 și pentru a 4-a echipă care va lua drumul Ligii Secunde din sezonul viitor. Și iată că în acest meci pe care vi-l prezentăm în direct în această seară putem afla răspunsul la ambele întrebări. Lansat în stânga, Gigel Coman, poate pentru Cristocea. Bună devierea lui Valibada, care imediat s-a dus în centrul, a vrut să se ducă înspre careu, însă pasa i-a venit în spate, nevoit să se întoarcă. Au recuperat nemțenii, Cebotaru pentru Furică. Acesta obține aruncarea de la margine. Am trecut de jumătatea primei reprize, 0-0 în continuare, Steaua Ceahlăul Piatra Neamț. Și nemțenii au reușit încet, dar sigur, să calmeze lanul ofensiv al steliștilor, care porniseră foarte tare această partidă. Coman respins riscant în centru, a rezolvat acolo situația Petre Marin. Și acum a fost intrarea tare a lui Ionuț Anache. Intră foarte determinat la minge nemțenii, practic nu mai au ce pierde. Știu că aceste ultime 4 etape sunt infernale pentru ei. Joacă cu Steaua, FC Argeș, Rapid și Dinamo. Exact ce își puteau dori mai mult. Sorin Paraschiv trece în jumătatea adversă. I s-a nevoit acum să schimbe direcția de atac. O pasă până la Petre Marin. Intră Petre Marin, pasă până la Cristocea, poziție de șut. Acesta ridică un balon pentru Victoraș Iacob, da, s-a ridicat Farion de la margine. Cel pe care l-a auzit acum este antrenorul principal al nemțenilor, Aurel Ciunda, care strigă la elevii săi. Vedem reluarea acestei faze. Era în offside Victoraș Iacob. Fedorenco se înțelege prin semne cu echipirii săi. Degajarea este însă bună. Iată-l pe Vrăjitoarea în fața lui Cernea și cred că va fi corner. Dorin Goian a intervenit acolo în fața lui Bogdan Vrăjitoarea, atacantul adus de la Jiul Petroșani în această iarnă. Și va fi un nou moment în care frații Goian se întâlnesc în careu. Execută acest lovitor de la colțul terenului Furică. Sunt 7 jucători ai Ceahlăului în careul stelist. Ionuț Anache încearcă să se demarce, vine la colțul scurt, centrarea merge însă în marginea careului, de unde respinge Victoraș Iacob. În offside erau 2 atacanți ai nemțenilor, printre care și Rujmir, cel care a reluat cu capul. L-a venit Iacob acolo foarte bine și a reușit să respingă. Era nevoie în careu de un om puternic, precum Victoraș Iacob. Baciu. De exemplu, la cornerul anterior îl ținea Cristocea pe cel mai puternic atacant al nemțenilor, pe Ionuț Anache.
Centrează până Nicoliță, Iacob cu capul, prinde portarul oaspeților. Sunt aproape 20.000 de spectatori aici în Ghencea, la Steaua Ceahlăul. Este 0-0. Era normal să vină, nu au apucat să vadă decât un meci în campionat, în acest retur de campionat, pe acest stadion, meciul cu Dinamo. Din cauza necazurilor produse de galerie, s-au avut terenul suspendat. Mai multe etape, luptă Paraschiv. A scos mingea mult înapoi pentru Gigel Coman. Acesta încearcă să treacă de Cebotaru. Centrează până la urmă Gigel Coman. Să-l vedem pe Vali Badea pentru Cristocea. Excelent s-au pus acolo Nohai și pot pleca pe contraatac nemțenii. Nu se acordă nimic la această fază. A recuperat Lovin din fața lui Forminte. Lucian Goian a pierdut mingea și a lăsat un gol în apărarea Ceahlăului. Să-l vedem. Lovin a trebuit doi adversari. A fost faultat de Nohai. Lovitură liberă pentru Steaua. Iată cât de important s-a dovedit a fi în final Florin Lovin pentru Steaua, cel care era să plece în iarnă. A fost până în Rusia să-și discute un transfer, nu mai era dorit la Steaua. A dat probe și la Valerenga, numai că s-a considerat că prețul este destul de mare, 600.000 de euro a cerut Steaua pentru Florin Lovin. Până la urmă, iată că s-a întors în Ghencea, chiar Olaroiu spunea că îi va fi greu să mai prindă echipa pentru că nu s-a pregătit cu tot lotul. Iată-l pe Lovin, titular la Steaua, centrează Bănel Nicoliță. A respins de acolo Rușmir, a încercat Ciobotaru să lovească balonul cu capul și se dă fault. Va fi lovitură liberă pentru Ceahlăul Piatra Neamț din marginea propriului carou. Nivea for Men. Fan Fotbal. Steaua a pornit în forță, dar apoi a mai oprit motoarele. E adevărat că și oaspeții au încercat de câteva ori să iasă periculos pe contraatac, cum se întâmplă și acum prin Barna. Om la om luat de Petre Marin și a venit și Bănel Nicoliță să ajute. Drept urmare, Barna a pierdut mingea. Goian, Paraschiv, Iacob, atacat de Ienci în propria jumătate. Iată că recuperează oaspeții acest balon. Din nou Barna. Dar a ieșit cu mingea în afara terenului de joc. Minutul 30 al acestei partide. Steaua 0, Ceahlăul 0. Da, indicațiile lui Olaroiu, ai plecat de vreme și te-a prins. Respinge de acolo Nohai. După care Rujmir ajută la recuperare. Barna. Nu se acordă nimic la această fază. Din nou Florin Lovin a recuperat și a pornit pe contraatac. Mingea este însă prea lungă. Nu au arătat până acum foarte mult fotbal cele două echipe. Au avut însă stăliștii două ocazii mari. Ceahlăul una singură la incursiunea lui Vrăjitoarea din urmă cu 4 minute. Dorin Goian, atacat de Enache, scoate foarte bine până la Lovin. Petre Marin avansează, vrea să intre în centru și pregătește șutul. Fără probleme pentru Fedorenko. Când juca la FC Național, îi se spunea Roberto Carlos. A încercat acum un șut puternic la distanță. Mingea a fost însă reținută de portarul oaspeților. Goian respinge acolo însă până la Enache. Enache, da. Vrăjitoarea era în offside și fanionul este ridicat. Revedem șutul lui Petre Marin, care în această seară joacă fundaș dreapta. De obicei îl știam pe Petre Marin pe flancul stâng al Stelei. Acolo este însă Gigel Coman, care primește această minge, o retrimite la Paraschiv. Vali Badea, Lovin. Pasează mult steliști, însă până în apropierea careului nemțean, acolo lucrurile se împotmolesc. Ca și la această încercare. Bănel Nicoliță este deposedat de Forminte și nemțenii pot pleca pe contraatac.
Enache așteaptă pasa, ea merge în dreapta la Cebotaru. Fața sa Gigel Coman, Cebotaru intră în careu, șutează cu stângul în Eugen Baciu. Iată o mare ocazie a nemțenilor, care puteau deschide scorul în acest minut 32. Și ce ocazie au avut oaspeții. Acum Steaua în ofensivă cu Vali Badea, în care o așteaptă Iacob. Iată bicicleta lui Vali Badea, centrare pentru Iacob. A respins de acolo Lucian Goian. Acum Dorin Goian, Lovin. Gigel Coman, Lovin. În stânga așteaptă Cristocea. Iacob și Bănel Nicoliță sunt la marginea careului, încercând să facă culoare. Din nou Florin Lovin, în fața sa Ionuț Enache, în centrul la Paraschiv. Fiecare mijlocaș talist este luat om la om imediat ce primește mingea. Iată perechile făcute în partea dreaptă atacului Stelei. Bănel Nicoliță, nevoie să-i paseze lui Sorin Paraschiv. Dar nu a găsit pe unde să treacă, nu a găsit o variantă de continuare atacului. Acum a fost o pasă bună pentru Vali Badea, dar a intervenit Lucian Goian. Steaua continuă ofensiva cu Bănel Nicoliță. Din nou este liber Vali Badea. Mingea ajunge la Cristocea. Și acum Vali Badea în fața porții. Și incredibil au intervenit acolo jucătorii nemțeni. Lucian Goian este cel care a reușit să-l blocheze pe Vali Badea. Ce ocazie a avut Steaua. A fost un moment de stupoare în apărarea Ceahlăului, care a cerut inițial un offside la Vali Badea. Reluarea însă cred că da. E foarte clară, n-a fost. Arată că Badea era în poziție regulamentară. Un dribling un pic prea lung al lui Badea. Ce bine a venit acolo Lucian Goian și a reușit să-l blocheze pe atacantul stelist. Iată, revedem defenta lui Vali Badea. Intervenția foarte bună a lui Lucian Goian. Să consemnăm o nouă ocazie în contul steliștilor în acest minut 34. Rămâne deocamdată fără gol partida Steaua Ceahlăul, 0-0. La acest scor Steaua trece pe locul 2. Ceahlăul se apropie la 3 puncte de salvare de la retrogradare. Da, e clar, în acest final de campionat se joacă foarte tare, atât pentru locul 2, cât și pentru cele care mențin, pentru echipele care rămân în prima ligă. Rapidul nu a reușit pe teren propriu decât 3-3 cu Oțelul Galați, după ce a condus cu 2-0 și 3-2. Acum pe Gigel Coman, Vali Badea, o pasă până la Bănel Nicoliță. Bănel Nicoliță în careu, este cu spatele, încearcă să se întoarcă și să șuteze cu stângul. A fost blocat de același Goian. Acum Lovin, șut de la distanță. Balonul a fost deviat, dar a fost intervenția lui Fedorenko. Mingea a fost deviată de Nohai. A fost o minge grea. Simptomatică pentru atacul Stelei situația anterioară cu Bănel Nicoliță înconjurat de 4 adversari și neavând ce să facă. A pierdut acolo Petre Marin și nemțenii sunt deja 4 în jumătatea Stelei. Bine, bine însă Lovin și îl deposedează pe Rujmir. Paraschiv pentru Victor Așiacob. Cristocea va liba de-al margine. Pierde duelul cu Furminte. Nu, Stăliștii cer eliminare directă. Din nou s-au încins spiritele pe stadionul Steaua. Presiunea, își spune cuvântul. Da, după această reluare, talpa direct pe gamba lui Cristocea. Să-i rupă piciorul și mai multe nu. Da, într-adevăr a fost o intrare urâtă. Steliștii au cerut roșu direct. Am văzut acolo foarte nervos pe Dorin Goian, l-a potolit însă fratele său mai mic. Iată șutul lui Florin Lovin. Deviat de Nohai. Primul avertizat al acestei partide. Florin Nohai este capitanul Ceahlăului. Se poate considera mulțumit că a scăpat doar cu un cartonaș galben. Cristocea revine și el acum în teren după ce a primit îngrijiri medicale.
Petre Marin, combină cu Bănel Nicoliță, flancul drept al Stelei a fost mai activ, mi s-a părut mie, în aceste prime 36 de minute. Din nou Petre Marin a primit de la Goian, încercă o lansare pentru Vali Badea, culoarul era însă pustiu, nu a urmărit nici Badea, nici Bănel Nicoliță, dar fel și mingea a fost prea tare și va fi doar o de poartă. În imagine Nohai, cel care i-a pus o talpă zdravănă lui Vasilică Hristocea. Câștigă Barna pentru moment duelul aerian cu doi steliști, până la urmă recuperează jucătorii gazdă, Bănel Nicoliță pentru Victor Așiacop. Forminte poate declanșa un nou contraatac, vrăjitor este la limita offside-ului și s-a oprit. Acest lucru a fost fatal pentru atacul echipei sale, a pierdut viteza Nohai. Dorin Goian. Steaua caută în continuare primul gol în această confruntare cu Ceahlăul Piatra Neamț. Petre Marin se pune la Lovin. Iacob. S-a demarcat Vali Badea și a primit de la Petre Marin. Centrarea lui Vali Badea respinge Nohai. Și acum din nou Petre Marin încearcă să șuteze. Iacob în care un șut, mingea trece pe lângă poartă. A avut timp să preia, să se întoarcă Victor Așiacob până la un conjurat trei adversari, a și tras. Sunt momente în care jucătorii Ceahlăului pur și simplu se sufocă atunci când Steaua atacă. Mai strigă din când în când și la arbitru. Toni, dă-ne și nouă ceva. Le-a dat Alexandru Tudor etapa trecută. Ce scandal a ieșit pentru acel penalti la Hristocea. A respins Nohai. Se luptă Ionuț Anache cu apărătorii Stelei. Recunoaște că a faultat. Erau doi acolo, Goian și Petre Marin, greu de trecut. Dorin Lovin. La Lovin. Și acum Victor Așiacob. În duel cu Enci, trece mingea pe lângă Enci, dar experiența lui Adrian Enci spune cuvântul. A reușit până la urmă să blocheze acest atac. Vrăjitor a rămas căzut la mijlocul terenului și colegii săi aruncă mingea în afară, în vreme ce Goian riscă un cartonaș galben. Este foarte vehement la adresa arbitrului Heleșteanu. Bogdan Vrăjitoarea încă nu primește asistență medicală pentru că arbitrul Heleșteanu consideră că nu are nevoie. Dedicație specială pentru toți meseriașii care au ales să rămână și să muncească în România. Dedicat ție, meseriașule. Max Weiss, un produs Aztec. Minutul 40 al acestei partide. Steaua Ceahlăul 0-0. Meci din etapa 31 a ligii întâi. Este penultima partidă din această etapă. Mâine se mai dispută Gloria Bistrița Poliaș. Cebotaru reușește să respingă de lângă Victor Așiacob. Vrăjitor a revenit la duelul său clasic cu Dorin Goian. Vali Badea încearcă o lansare, o verticalizare pentru Victor Așiacob. S-a opus. Fost la ideea, a respins Lucian Goian. Lovin încearcă să iuțească ritmul, a căzut acolo Victor Așiacob. A căzut prea ușor Victor Așiacob, nu a primit nimic. Ionuț Anache are în offside pe Vrăjitoarea. Își pune mâinile în cap atacantul Ceahlăului, însă era evident că este în offside de mai multă vreme. Încă 4 minute și jumătate din această primă repriză. Steaua joacă astăzi pentru locul 2. A fost ajutată de Dinamo, care a învins cu 1-0 CFR Cluj. Îi văd pe fanii echipei din Ghencea, sunt nemulțumiți că patronul lor a fost la meciul lui Dinamo și chiar a fluturat steagul rivalilor. Rămâne 0-0 în acest Steaua Ceahlăul. Steaua a fost echipa care a atacat mai mult și a creat ocazii, dar deocamdată fără gol în confruntarea din Ghencea. Paraschiv a primit de la Eugen Baciu. În stânga era demarcat Coman. A
Cum primește Cristocea, Balibatea caută un loc, Lovin, în dreapta este liber Petre Marin și are spațiu de manevră. Centrează Petre Marin, acolo se află Paraschiv, Iacob la marginea careului. Iacob se întoarce, îi pasează lui Cristocea, acesta a încercat o pasă de efect până la Lovin. Cebotaru cu o lansare pentru Ionuț Enache, acesta va prinde mingea, însă de-avea în colțul terenului. Ba, nici nu a mai reușit să o prindă. Îl urmărea de altfel și Dorin Guen, în vreme ce dumneavoastră ați revăzut atacul anterior al Ceahlăului, cu lansarea lui Enache către Vrăjitoarea, acesta fiind în poziția afară din joc. E, Vrăjitoarea a jucat și el puțin teatru și a pus mingile în cap, dar a fost o fază destul de clară. Enel Nicoliță îl presează acolo pe Lucian Goian. Doi jucători foarte importanți, a pierdut Jiul în iarnă în favoarea Ceahlăului, Vrăjitoarea și portarul Cătălin Mulțescu. Se pare însă că aceștia nu au noroc. Jiul deja este retrogradat, Ceahlăul mai are speranțe de salvare, însă destul de slabe. Cristocea cu o deviere frumoasă până la Valibadea. A fost atent acolo din nou Lucian Goian. Acum a respins și din fața lui Cristocea. Steaua atragă cu toată echipa. Baciu. O pasă până la Bănel Nicoliță, pe care acesta însă nu reușește să o ajungă. Mingea a venit mult prea în spate. A făcut eforturi Bănel Nicoliță să ajungă la acea minge. Nu a mai avut cum. Rujmir. Înapoi la Nohai. Din nou Rujmir. Acum Ionuț Enache este la limita offside-ului. Autul va fi în favoarea oaspeților, care iată încet încet au ajuns în minutul 44 fără să primească gol aici pe Ghencea. Și dacă steleștii nu vor reuși să marcheze până la pauză, vor avea o repriză a doua cu o presiune și mai mare asupra lor. Suporterii nu concep altceva decât victoria, mai ales după evenimentele de ieri seară din Ștefan cel Mare. Vrem gol. Enache deposedează Lovin. I-a făcut semnul lui Cristocea să plece în jumătatea adversă. Cristocea n-a fost foarte convins. Imediat s-au repliat nemțenii. Cristocea nu a găsit altă variantă decât să trimită înapoi. În acest timp Ionuț Enache este căzut în terenul Stelei. Profită Goian și urcă în jumătatea adversă. Mingea a fost trimisă prea tare de Petre Marin. Iată-l și pe Aurel Șunda nemulțumit. Sigur că tensiunea este foarte mare pentru ambii antrenori. A degajat Fedorenko până la Cebotaru. Prelungire cu capul pentru Ionuț Enache, autor a două goluri în 3 minute. În urmă cu 3 zile, meciul de duminică seara cu FC Vaslui. Drept urmare, în această seară Ionuț Enache titular în formația lui Șunda, alături de Vrăjitoarea. Până acum însă nemțenii au avut o singură ocazie la pătrunderea lui Vrăjitoarea, care a fost blocat in extremis de Eugen Baciu. Au recuperat oaspeții prin forminte. Pasă pentru Ionuț Enache, din nou ținut om la om pe tot terenul de Dorin Goian. Cernea nu a degajat foarte bine, puteau să profite jucătorii Ceahlăului, până la urmă a recuperat Sorin Paraschiv. Excelent, a ieșit la intercepție Lucian Goian și iată-l din nou pe Cernea. Nevoit să se întrebuințeze aproape de marginea careului. Paraschiv pasă la Valibada, care s-a folosit de mână, însă s-a demarcat. Din nou cade Valibada chiar sub ochii arbitrului. Anton Heleștan îi face semn să se ridice. Ienci pentru Rujmir, acesta driblează doi steliști și are un om în stânga. Nu cred că era în offside Ionuț Enache. Suntem în minutul 46 deja. Aștept o reluare acestei faze cu Ionuț Enache. Da, era Gigel Coman în partea stângă, da, care îl scotea din offside pe Enache. Vrem gol, așa se încheie această primă repriză din Steaua Ceahlăul. În continuare la egalitate 0-0. Baciu. Hai cu Vali.
Mingea se îndreaptă spre Gigel Coman. Lucian Goian, presat de Valibadea, reușește să respingă. Se bate acolo fratele mai mare, Dorin Goian, și recuperează Cristocea Paraschiv. Se ține de cap Ionuț Înache, acuzând o lovitură din partea lui Dorin Goian. Acesta l-a atins, e adevărat, în duelul aerian anterior. Nu cred însă că accidentarea este atât de gravă cum sugerează atacantul Ceahlăului, Pietre Neamț. Intrăm în curând în minutul 48 al acestei partide. Fanii îl cer în teren pe Dică, însă golgheterul echipei din UEFA Champions League are doar 10 zile de pregătire cu echipa lui Olăruiu. Se încheie prima repriză în Ghencea. Steaua și Ceahlăul Pietre Neamț termină primele 45 de minute la egalitate, 0-0. Ne revedem în câteva minute. Rămâneți aproape de Antena 1. De spectatori în Ghencea, 20.000 de oameni la meciul Steaua Ceahlăul Pietre Neamț. După primele 45 de minute, tabela arată 0-0. Iată cele mai importante faze din prima repriză. A fost uriașa ratarea lui Cristocea. Și acum Vali Badea a primit mingea în poziție regulamentară, l-a driblat pe portarul advers, dar a fost intervenția foarte bună a lui Lucian Goian. Așadar 0-0 în Ghencea, într-un meci în care Steaua poate să treacă pe locul 2 și a început partea a doua a jocului. Nu am văzut nicio modificare în cele două echipe. La Steaua rămâne în continuare pe bancă brazilianul Elton. La acest scor Steaua este pe locul 2, trebuie să spunem. Este la egalitate de puncte cu CFR Cluj, ambele cu câte 60 de puncte. Are avantajul rezultatelor directe, victorii în ambele partide, 4-2 în Ghencea și 2-1 la Cluj. Nemulțumirea din tribune probabil că se va accentua pe măsura trecerii timpului, dacă Steaua nu reușește să marcheze cât mai repede. Paraschiv, Lovin, Cristocea, mingea se îndrepta spre Vali Badea, a respins acolo Forminte, Dorin Goian. Cristocea a evitat frumos atacul lui Lucian Goian. A respins Nohai, Lovin, Paraschiv. În dreapta este demarcat Bănel Nicoliță, primește Petre Marin. Să vedem centrarea. Mingea trece însă peste poarta lui Fedorenko. Iată-l pe Cosmin Olăroiu. Îi păstrează în această seară pe bancă până în acest moment pe Ovidiu Petre, Nicolae Digă, Clemi Saban, Sterian Stancu, Răzvan Ochiroșii și brazilianul Elton. Brazilianul a dus de la Corinthians pentru 2 milioane de dolari. Despre el, Gazeta Sportului a scris că a fost mărul discordiei, practic, între Mihai Stoica și patronul din Ghencea. Mai degrabă banii care s-au plătit pe acest jucător. Da, nu rezultau 1.200.000 de dolari la acest transfer, mai mult de jumătate. Vali Badea încearcă să-l lanseze pe Victoria și Iacob. Ienci are însă prin planul și nu se complică, trimite direct în out. Fostul internațional Adrian Ienci, iată-l pe Elton, scos la încălzire împreună cu celelalte rezerve ale Stelei, Ovidiu Petre. Aplaudat Elton când a ieșit la încălzire, Petre Marin. Sunt patru jucători ai Stelei în careul advers. Mingea se îndrepta spre Cristocea. Purică a respins pe spate și a urmărit această minge. Autul este însă în favoarea Stelei, nu are cui să arunce. A încercat Lovin să vină acolo și să-i surprindă pe jucătorii nemțeni. Aruncă de la margine Gigel Coman, Lovin. Luat om la om de Cebotaru, care insistă pe lângă Lovin, reușește să obțină un corner. Lovin, maxim ce putea scoate din această fază, mingea l-a atins pe Purică. Înainte de a ieși afară, se duce Bănel Nicoliță să execute acest corner. Moment în care urcă în careul oaspeților Dorin Goian și Eugen Baciu, fundașii centralei Stelei. Vali Badea încearcă să blocheze ieșirea portarului. A executat, dar mingea a fost deviată de Ionuț Înache. Din nou va fi execuția lui Bănel Nicoliță. Sunt 6 jucători ai Stelei în careul advers. Centrează Bănel Nicoliță. A fost acolo Goian cel care a încercat să trimite cu capul.
Au respins însă Ienci și Cebotaru. Da, Ceahlăul s-a apărat cu toată echipa la această lovitură de la colțul terenului. Până în Nicoliță, demarcat în banda stângă, reușește să centreze cu piciorul stâng. Mingea a fost prinsă de Fedorenko. A fost divorțul anului, așa cum l-a numit presa, plecarea lui Mihai Stoica din Ghencea. Mărul discordii, așa cum spuneam, transferul brazilianului Elton. Patronul s-a simțit înșelat la acest transfer, pentru că o sumă importantă a ajuns la o firmă de consultanță. Mihai Stoica a replicat și a spus că nu a luat niciun dolar în plus. Iată-l pe Barna, acum nu se dă nimic. Petre Marin a cerut fault, șuta lui Barna, mingea trece pe lângă poartă. Este certat Barna de vrăjitoarea care s-a lăsat în jos pentru că era exact pe traiectoria șutului lui Barna. Și pentru că vorbeam de divorțul de Mihai Stoica, se aude că ar veni manager general Adrian Ilie în Ghencea, fostul internațional. Acesta nu a dorit însă să comenteze până acum aceste zvonuri. A spus că din vară, după ce se va termina campionatul, va purta eventuale discuții cu conducerea Stelei. Vali Badea scoate mingea în stânga pentru Cristocea. Centrare la colțul lung. Paraschiv recentrează. Nu era nimeni acolo. Victor Așiacob era în 15 metri de poarta lui Fedorenko. L-am văzut pe Nicolae Dică. Suferă pe bancă golgheterul Stelei din UEFA Champions League. Are însă doar 10 zile de pregătire cu echipa și Olăroiu l-a lăsat pe banca de rezervă. Din nou Bănel Nicoliță. Tot mai mulți jucători aduce Steaua în careul advers la aceste lovituri de la colțul terenului. Petre Marin și Gigel Coman sunt în margine. Rujmir a scos mingea din cap lui Lovin. Autul este tot al Stelei, se grăbește Paraschiv. Nemțenii stau cu 8 jucători în propriul careu. Cebotaru a respins până la Ionuț Enache, acesta protejează. Doi nemțeni urmăresc mingea și iată că reușesc să recupereze. Până la urmă revine Baciu. Forminte controlează această minge, a trimis-o în față pentru Cebotaru. S-a repliat însă Gigel Coman. Destul de temători jucătorii de la Ceahlăul. I-am văzut și când au intrat pe teren la începutul meciului. Au mângâiat iarba, s-au închinat. Arbitrul Anton Hălășteanu s-a dus la Forminte, care este căzut în afara terenului, pentru a se interesa de starea acestuia. Trebuie să ocolească jumătate de teren echipa medicală a Ceahlăului, pentru că jocul este reluat. Centrare un angajament pentru vrăjitoarea, însă mingea a fost prea înaltă. Dorin Goian către Paraschiv, capitanul din această seară al Stelei. După accidentarea lui Mirel Rădoi de la Cluj, de fapt, Paraschiv a reluat banderola de capitan. Vali Badea combină cu Bănel Nicoliță. Petre Marin îl are lângă el pe Paraschiv. I-a pasat acestuia, avansează Paraschiv. Vali Badea în banda dreaptă centrează, Bănel Nicoliță poate șuta și o face, însă destul de mult pe lângă poarta lui Fedorenko. Și din prima, fără preluare. O schimbare de roluri am avut la această fază. Vali Badea în extrema dreaptă a centrat și Bănel Nicoliță s-a dus în centru pentru a primi această minge. Revede șutul lui Bănel Nicoliță, plonjonul de fotografie a lui Fedorenko. Nu era niciun pericol pentru poarta sa. A greșit acolo Iacob, dar a reușit să revină. Bănel Nicoliță i-a făcut semn să i-arunce mingea pentru un sprint. Ienci protejează în fața lui Paraschiv. Rujmir acum era cu spatele la poarta adversă, tot la sârbi. Este mingea de Ian Rujmir în duel cu Petre Marin. Este ținut de mână, scoate mingea foarte bine dintre doi steliști. Nohai îl are în dreapta pe Cebotaru. Excelent, a venit Cristocea și l-a blocat pe capitanul Ceahlăului. Nu înțeleg de ce a urmărit această minge Victor Așiacob. Era evident că este în offside și că se va ridica panionul. Se mai întâmplă greșit de arbitraj, probabil că la asta s-a gândit. Da. Rămâne însă 0-0 în Ghencea. Steaua joacă astăzi fără 7 jucători, dintre ei capitanul Rădoi, dar și francezul Terreau, cel care a înscris 10 goluri pentru Steaua în acest campionat.
presa a scris că pentru Tero există o ofertă de la FC Bruj. Iacob sprintează, intervine Nohai. Se grăbesc liștii, Bănel Nicoliță se duce, însă trebuie să ducă singur să-și ia un balon. Bănel Nicoliță venit acolo să-l ajute Lovin, mingea se îndreaptă către Victoraș Iacob. Blocat Iacob de Nohai și mingea ajunge acum la vrăjitoarea, dar acesta a greșit. Rușmir. Foarte bine a văzut un coechipier de marcat în stânga Rușmir pe Barna. Ionuț Enache intră în centru. Vrăjitoarea a încercat să-și facă o minge spectaculoasă. Atent Baciu cu capul pe spate. E ceva vreme de când Cernea nu a mai fost solicitat în această partidă. Se cam plictisește portarul Stelei. Până acum însă, cel puțin în aceste 9 minute și un sfert din repriza a doua, nici Fedorenko nu prea a avut emoții. A fost doar șutul lui Bănel Nicoliță pe lângă poarta nemțenilor. Steaua își reia atacurile după formula consacrată. A scăpat însă mingea în afara terenului Bănel Nicoliță și primește admonestările publicului. Iată cât de ușor se poate trece de la adorația publicului la fluierături. I s-a iertat autogolul de pe Bernabeu lui Bănel Nicoliță, nu i se iertă însă această preluare greșită. Lovin recuperează în centrul terenului, urmărit de Forminte. Bine a scos în dreapta pentru Bănel Nicoliță, învăluie Paraschiv. Din nou luat om la om de Ienci. Doar soluția pasă înapoi pentru Steliști, să vedem dacă Petre Marin va reuși să facă ceva. Și acest atac al Stelei se oprește la 25 de metri de poarta lui Fedorenko. Din nou Ienci l-a anticipat bine pe Paraschiv. Ceacleul blochează bine laturile terenului. De aici au pornit în prima repriză centrări periculoase. Mai trag puțin și de timp jucătorii lui Aurel Junda, rămâne 0-0 în Ghencea. Ghencea ajunge la Lucian Goian. O pasă lungă pentru vrăjitoarea, respinge Baciu. Acum Gigel Coman se luptă acolo. Dorin Goian, riscant, în fața lui Enache. Și acum se ridică camionul, tot stadionul se ridică în picioare, iar Lăruiu aproape că îl imploră pe asistent. De unde suntem noi, părea să fie în offside Palipada. Iată reluarea fazei, nu este însă unghiul cel mai bun. A ieșit acum Cernea și a prins în fața lui vrăjitoarea. Insistă vârful nemțenilor și obține o lovitură liberă indirectă pentru Steaua, care din nou își trimite fundașii spre mijlocul terenului. Dorin Goian are mult spațiu pentru că doar vrăjitoarea este în jumătatea Stelei. Eugen Baciu îl are pe Lovin lângă el, aruncă mingea în față pentru Vali Badea. Pradă ușoară pentru Lucian Goian, care iată revine și câștigă din nou în fața lui Badea. A greșit acolo Forminte. Și posesia va fi a Steliștilor. Minutul 57, în curând 58 al acestei partide. Steliștii nu prea mai au timp. Cristocea ajunge la această minge trimisă de Victoraș Iacob. Bănel Nicoliță la cap, a ieșit Fedorenko și a boxat din fața mijlocașului stelist. Cristocea, Gigel Coman în centru, într-adevăr era liber Dorin Goian. Acesta avansează, însă nu a ajuns suficient de aproape ca să tragă la poartă. Nicoliță în duel cu Ienci, nu a avut nicio șansă. Foarte exact spun acum fundașii centrale aici a Cleului și Ienci și Lucian Goian. Cred că nu a mai jucat de mult timp, pentru că la Spartak Moscova, cel puțin în perioada în care a fost Vidic, Ienci a fost mai mult de rezervă. A dat foarte multă siguranță, cel puțin astăzi, în defensiva a Cleului. Dar din nou pe Ienci, în duel cu Bănel Nicoliță. Și a prelungit prea mult acest balon jucătorul stelist.
atmosferă oscilantă aici în Ghencea, când se aud încurajări din toate piepturile, când se aud fluierături la adresa jucătorilor ștăliști. Da, sigur că nu e comod să fie 0-0 în meciul cu Ceahlăul pe teren propriu. Olăroiu a făcut greșeala să se întoarcă către spectatorii din tribuna întâi, aflată în spatele său, și ați auzit valul de... Da, i-au cerut să-l bage pe Elton, e clar. Toată lumea strigă, scandează numele brazilianului. Nicoliță, Paraschiv, Petre Marin, Lovin, merg bine pasele sterișilor în acest moment. Vali Badea, în duel cu Iengi, centrează Badea, șuta lui Lovin. Trece peste poartă. Așa cum spunea, acum aplauze din tribună. Da, a fost o fază mai consistentă de atac a Stelei. Mingea a ajuns până în marginea căreului cu oarece noroc. A fost o greșeală a apărării nemțene, unde Lovin a putut să vină și să trimită, la fel ca Nicoliță, ceva mai devreme din prima. A fost ceva mai periculos șutul lui Lovin, însă nici acesta nu a dus la deschiderea scorului. Offside acum la Ionuț Enache. Vrăjitoarea se uită către arbitrul principal la acest întâlnire, arbitrul de centru, Anton Hălășteanu, care validează semnalizarea. Da, toate aplauzele sunt pentru Elton. Da. E greu, sunt 20.000 de antrenori în tribuna, asta e clar. Da, Elton este chemat la banca de rezerve și se dezechipează, ce moment de euforie în Ghencea. Se pregătește să intre pe teren Elton, José, Xavier, Gomes. Între timp însă Ceahlăul arată că a scăpat de complex, au pornit pe contraatac. Vali Badea întâmpinat de Ienci, care îi face semn lui Barna să meargă în centru. Victoria și Iacob a sărit pe sub această minge. Cristocea aruncă din nou mingea pentru Victoria și Iacob. Petre Marin! Omul în plus, surpriza creată pe atacul Stelei, a reușit să deschide scorul în minutul 60 al acestui meci. Nemțenii nu înțeleg ce s-a întâmplat, își reproșează multe lucruri unul altuia, în vreme ce vedeți bucuria, grămada bucuriei steliste. Ce nebunie a declanșat în Ghencea acest gol înscris de Petre Marin. Ne vedem faza. Petre Marin a apărut surprinzător în careu și este 1-0 pentru Steaua Centrale. Cristocea, dacă era după Victoria și Iacob, nu s-ar fi întâmplat nimic la această fază. A venit însă foarte bine Petre Marin, care joacă fundaș dreaptă în această partidă. Da. Au fost multe momente de înfrângenare. I-am văzut pe jucătorii steliști foarte nervoși în această partidă. Sigur că presiunea este foarte mare, cum a înscris Petre Marin, și este 1-0 pentru Steaua. Sunt 20.000 de spectatori care aplaudă golul înscris de Petre Marin. Mihai, Ienci. Acum Ceahlăul trebuie să iasă cu mai mult curaj în ofensivă. Vor fi mai multe spații în jumătatea oaspeților pentru Steaua. Să vedem ce se va întâmpla. Mai avem o jumătate de oră. Steaua conduce cu 1-0. Speranțele Ceahlăului la un punct aici în Ghencea au suferit o serioasă lovitură. Mai avem însă o jumătate de oră de joc. Revedem golul cu o cameră de la nivelul terenului. Foarte bine s-a infiltrat Petre Marin pe traiectoria acestei mingi. Lovitură liberă în acest moment. Dedicație specială pentru toți meseriașii care au ales să rămână și să muncească în România. Dedicat ție, meseriașule. Max Weiss, un produs Aztec. Cebotaru a fost faultat și lovitura liberă a Ceahlăului se anunță periculoasă. Au 6 jucători în careul lui Cernea. A respins Gigel Coman de acolo. Cebotaru aruncă din nou mingea, însă fără pericol pentru poarta Stelei. Fanii Stelei se bucură de parcă ar fi înscris favoriților. Elton se pregătește să intre pe teren. În vreme ce un jucător stelist este căzut în careul lui Cernea. O nouă reluare a golului lui Petre Marin. A venit lângă el Lucian Goian să strângă, însă destul de târziu Petre Marin apucase să lovească mingea cu capul. Aproape plin stadionul. Spuneam că este doar a doua partidă din acest retur de campionat în care steliștii pot să vină să-și vadă favoriții pe acest stadion. A fost meciul cu Dinamo,
cu amintiri deloc plăcute pentru suporterii Stelei. Și iată acest meci cu Ceahlăul. Steaua mai joacă în Ghencea cu Pandurii în etapa 33-a. Asta dacă nu cumva comitetul executiv va decide în ședința sa de mâine o nouă suspendare a acestui stadion. Fair play jucătorii Ceahlăului, au trimis mingea înapoi steliștilor. A fost nevoie să primească acest gol de la Petre Marin pentru că jucătorii nemțeni să atace și ei mai consistent. Iată-i cu fundașii la linia de centru, forțând intrarea în careul Stelei, apropierea de poartă. A fost un fault asupra lui Lovin și lovitura liber este în favoarea Stelei, spre nemulțumirea jucătorilor lui Aurel Șunda, care se uită la ceas din ce în ce mai des. Echipa sa mai are 26 de minute la dispoziție să încerce egalarea. Petre Marin, marcatorul singurului gol de până acum, lansează această minge pentru Victora și Iacob. Nu s-a complicat Nohai, a trimis direct în aut, tot Petre Marin va executa. Ceahlăul continuă să-l ține pe bancă pe Mircea Ilie, cel mai prolific atacant din lotul echipei lui Aurel Șunda. Mircea Ilie are 7 goluri. Faultat Lovin, lovitură liberă pentru Steaua, 1-0 pentru echipa lui Olăroiu. Victor Așiacob s-a ridicat, se duce și își va lua locul alături de Lovin în centrul careului nemțean. Cristocea va bate lovitura liberă pe piciorul stâng, va arunca mingea în careu, aglomerație mare și mingea trece peste poarta lui Fedorenko. Nu este nici măcar corner, protestează spectatorii, însă greu de crezut că a fost un jucător al Ceahlăului care a respins acolo. În acest moment Steaua are 62 de puncte și trece pe locul 2 în clasament, la 2 puncte în fața lui CFR Cluj și la 7 puncte de Rapid. Da, Rapid și mai are de jucat cu Pandurii acasă și deplasare cu FC Național și cu Jiul. Program ușor pentru Steaua. Da. Spre deosebire de CFR Cluj, care înfruntă Gâria și Farul acasă și Colia și în deplasare. Să vedem această acțiune a lui Iacob, care a trecut de doi adversari. Iacob spuntează Valibada, așteaptă acest balon. Iacob intră în careu și le execută pe portarul Fedorenko. Este 2-0 pentru Steaua. Înscrie Victoraș Iacob. Este prețul plătit de Ceahlăul Pietre Neamț pentru că s-a avântat în atac. Steaua marchează pe contraatac aici în Ghencea. Iată că de când Elton se pregătește să intre, da, e deja 2-0. Să-l mai țină un pic pregătit. Da. Spuneam că Steaua în acest moment are 7 puncte în fața Rapidului. Elevii lui Răzvan Lucescu, un nou pas greșit într-un meci nebun cu Oțelul Galați în această după-amiază. Termina 3-3, Elton este în fine pe margine și va intra în teren în acest minut 67, în vreme ce dumneavoastră repeteți reușita lui Victor Așiacob. Chiar autorul golului iese. Da. Și a făcut datoria Victor Așiacob. Puteți vedea cum Elton a aplaudat reușita colegului său, pe care îl înlocuiește în acest moment în aplauzele publicului. Un singur gol marcat de Elton pentru Steaua în partida cu FC Argeș, considerată pe teren propriu, dar disputată la Craiova. Ați putut vedea și atunci, în direct la Antena 1, reușita lui Elton, al doilea gol al meciului, după ce Valibada deschisese scorul, Elton l-a majorat. S-a complicat acolo Petre Marin. Mult mai agresiv joacă Ceahlăul, după ce steliștii au avantaj de 2 goluri. Iată-l pe Rujmir, la 25 de metri, șutează direct în fața lui Baciu, care se prăbușește. Era în offside vrăjitoarea și oricum jocul cred că trebuia oprit. Baciu este groghi. S-a dus imediat Rujmir lângă el pentru a se interesa de starea sa. În vreme ce Victor Așiacob salută galeria. Thank you.
Iată ce repede s-au împăcat steliștii cu suporterii. Acum câteva minute era 0-0 și toată lumea îi cerea lui Olorio să-l bage în teren pe Elton. Acum este 2-0, goluri înscrise de Petre Marin și Victoraș Iacob. Pe margine este pregătită o schimbare și la Ceahlăul. Marian Bănuță, numărul 26, este gata să intre în teren. În vreme ce ieșirea la încălzirea lui Nicolae Dică este întâmpinată cu aplauze. Dică are 10 goluri pentru Steaua în acest campionat. Este ziua lui, împlinește astăzi 27 de ani și suporterii l-așteaptă în teren. Schimbare și la Ceahlăul, a intrat Bănuță în locul lui Purică. Jocul se rea cu o lovitură liberă indirectă pentru Steaua. Ultima fază de joc a fost offside-ul în care s-a aflat Ionuț Vrăjitoarea. Bogdan Vrăjitoarea. Baciu între timp și-a revenit cu greu și acum cere permisiunea arbitrului Hălășteanu să reintre în teren. Fanii îl întreabă pe Dică dacă intră, dacă va intra. Între timp Ovidiu Petre este dezechipat și pregătit și el să fie aruncat în luptă de Cosmin Oloroiu. Alibadea sprintează, mingea ajunge însă la Fedorenko. Încă un jucător a Stelei la pământ. Cred că este Lovin. Da. Nu, Lovin este în picioare. Se strigă Lăcătuș. Parcă. Da. Echipa lui Lăcătuș, UTA, s-a salvat de la retrogradare matematică în această după-amiază. A învins Pandurii cu 3-0 și este la 12 puncte, nu, la 9 puncte de Ceahlăul Piatra Neamț. Cu 3 etape rămase de disputat. Gigel Coman este jucătorul care era căzut pe gazon, s-a ridicat și este scos în afara terenului. Moment în care și Eugen Baciu își face reintrarea pe teren, o nouă schimbare și la Ceahlăul Piatra Neamț, iată acest minut 70-71. Important, iese Forminte și intră Cosmin Văsâie. Două schimbări așadar efectuate de Aurel Șunda, deocamdată una singură a lui Olăroiu, însă Ovidiu Petre probabil că va mai aștepta foarte scurtă vreme până să intre și el pe teren. Baciu respinge această minge și a revenit complet Eugen Baciu. Paraschiv îl are în dreapta pe Bănel Nicoliță, se duce însă în centru. Obține lovitura liberă în duelul cu Ionuț Enache. Sprintase acolo și Elton. Control liberă pentru Steaua. Minutul 71, cel favoritat a fost Sorin Paraschiv. Cristocea, Gigel Coman și Lovin lângă acest balon. Gigel Coman cred că va fi cel care își va încerca norocul. Este destul de mare distanța. Da, sunt vreo 30 de metri de poarta lui Fedorenko. Cristocea este pregătit să tragă cu piciorul stâng, însă poate să-i și împingă mingea ușor lui Gigel Coman. Paraschiv și Lovin mai sunt și ei în preajma mingii. Lovin se duce în zidul dânțenilor. Același lucru îl face și Paraschiv. Va trage Gigel Coman direct în blocajul lui Cebotaru. Mingea rămâne în teren, este urmărită de Lovin, care o recuperează în fața noului intrat Văsâie. Obține lovitura de la colț. Exact de lângă Dică se va bate acest corner care se încălzește. Scurt, Cristocea până la Paraschiv, centrează Paraschiv. Tot el se luptă pentru acest balon. Paraschiv și Daniel Barna în luptă pentru această minge. A venit Dejan Rujmir și a recuperat, însă a scos mingea aiurea direct pe poartă. A trimis Cristocea. A complicat foarte rău situația Rujmir. Da, probabil a lăsat mingea în colțul terenului. Intervenție tare a lui Eugen Baciu. La bursa zvonurilor sunt deja două nume. Drept posibile achiziții pentru Steaua, Rică Neaga și Emilian Dolha.
A mai fost discuția și cu Mihai Guriță de la Farul. Multe nume sunt vehiculate în campania de transferare a Stelei. Deocamdată Baciu, iată-l, oprimându-se foarte bine unei încercări a lui Rușmir. Urmărește Valiba de această minge, însă nemțării nu se complică. Lucian Goian, în centru pentru Ionuț Enache. Acesta trimite absolut la întâmplare o minge. Urmărește Vrăjitoarea, însă nicio șansă în fața celor trei fundași stăliși a portarului Cernea, care până la urmă îl vede pe Dorin Goian. Bănel Nicolița a căzut însă foarte ușor, nu a obținut nimic. Văsâie pentru Ionuț Enache. A încercat să pătrundă singur atacantul nemțenilor. Elton cu mingea la picior. Întoarce și îl vede bine pe Cristocea. Angajarea acestuia în stânga. Este apreciată intenția lui Elton. Nivea for Men. Fan Football. Elton e un jucător pe placul publicului. E firav, dar e foarte iute și tehnic. S-a văzut asta și la faza precedentă. A greșit însă pasa. Iese Cristocea, intră Ovidiu Petre, jucătorul pentru care Olăroiu a insistat atât de mult. L-a avut elev la FC Național. Apoi a insistat ca Steaua să-l transfere de la Poli Timișoara. În vreme ce Aurel Șunda pregătește ultima schimbare în acest minut 75. Iese Rușmir. Intră Mircea Ilie. Tot spuneai tu că este ținut pe bancă Mircea Ilie. Iată-l de introdus în teren pe golgheterul Ceahlăului Piatra Neamț. Mai are aproximativ un sfert de oră la dispoziție pentru a încerca să modifice scorul, care în acest moment este de 2-0 pentru Steaua, cu un sfert de oră înainte de finalul acestei partide. Iată-l pe noul intrat Mircea Ilie, urmărit de Goian. Nu a reușit să țină mingea în teren Ilie. Este doar au de poartă. Olăroiu mai are la dispoziție o schimbare. I-a introdus pe Elton și pe Ovidiu Petre în teren. Pe ultima o păstrează. Pe ultima o păstrează. E clar. Și Stelian Stancu și cu ochii roșii, cei care se încălzesc lângă Dică, parcă simt că nu vor intra în teren în această seară. Da, sigur, însă cred că înțeleg, este momentul festiv pentru Nicolae Dică. 6 luni a suferit departe de gazon. Paraschiv acum cu o pasă pentru Vali Badea. Badea cu un lob, mingea lovește transversala. A încercat Vali Badea un lob ala Ilie Năstase. Mingea a lovit bara, rămâne 2-0 și acum Vrăjitoarea sprintează, iese Cernea riscant și până la urmă reușește să respingă. Un șut din prima, Baciu reușește să se interpună acolo în calea balonului. Nu cred că avea ce căuta Cernea la 30 de metri în afara porții, mai ales că Vrăjitoarea era între doi fundași. Perfect a venit mingea pentru lob lui Vali Badea. Doar ghinionul a făcut ca scorul să nu fie în acest moment 3-0. Se pare că Baciu nu a atins acea minge. Este au de poartă. Repune Cernea mingea în joc. Scorul rămâne în continuare. Steaua Ceahlăul 2-0. Din această etapă a 31-a în care s-au mai jucat ieri Craiova Jiul 2-0 și Dinamo CFR Cluj 1-0. Astăzi Farul Poli Timișoara 1-3. UTA Pandurii 3-0. Rapid Oțelul 3-3. FC Argeș Unirea Urziceni 1-1 și FC Vaslui FC Național 1-0. Mâine este programată ultima partidă a etapei, Gloria Bistrița Poliaș. Elton cu un număr de magie, era însă în offside de Paraschiv. Spectatorii sunt însă darnici cu aplauzele la adresa brazilianului. Da, sunt cuceriți de fentele micuțului brazilian. Într-adevăr, este încântător când are mingea la picior. Ienci. Mingea ajunge la Lovin. Două dintre echipele care au câștigat etapa aceasta, Poli Timișoara și Universitatea Craiova, se vor înfrunta sâmbătă în direct la Antena 1. Va fi un meci între două dintre cele mai iubite echipe din provincie, Poli Timișoara și Universitatea Craiova. Iată, revedem. Da, într-adevăr, nu a fost cel care s-a aruncat acolo, dar n-a atins mingea.
Cernea. Degajare lungă a lui Cernea, nu era un offside nici Bănel Nicoliță și nici Badea. Intrare tare a lui Nohai, care l-a doborât pe Bănel Nicoliță în drumul său către traiectoria mingii. Nohai este singurul jucător care are cartonaș galben până acum în această partidă. Bănel Nicoliță a rămas de parcă l-ar fi lovit trenul. Tot Bănel Nicoliță acum se luptă cu doi adversari. Încearcă să scoată această minge, a venit și al treilea. Își oferise ajutorul și Gigel Coman. Mircea Ilie în duel cu Ovidiu Petre. Autul este în favoarea Stelei, execută Gigel Coman până la Elton. Lovin joacă acum ceva mai retras de când au intrat și Ovidiu Petre și Elton. Goian a încercat o lansare, însă Vali Badea a renunțat să mai urmărească această minge. Recuperează Adrian Ienci. Văsâie, atacat imediat de Paraschiv. Barna scoate bine pentru Văsâie, acesta poate să urce în stânga, preferă să arunce mingea în centru. Pentru venirea lui Vrăjitoare au recuperat steliștii. Vali Badea atacat de Nohai. Recuperează Ovidiu Petre, Petre Marin și mingea ajunge la portarul Cernea. Este clar, a fost un moment de grație al Stelei, în care a marcat două goluri. A mai fost și bara lui Vali Badea, după care jocul și-a reluat caracteristicile inițiale. Este însă un joc ceva mai deschis, pentru că nemțenii au ieșit la atac, mai ales după primirea golului 2. Nu se mai apără supranumeric. Lovin a încercat să recupereze această minge, să o țină în teren. Bănuță a luptat și a ținut mingea în posesia Ceahlăului, capitanul oaspeților Nohai. Nicolae Dică se dezechipează și auziți reacția publicului. Mai sunt 10 minute din această partidă și probabil că îl vom vedea și pe Nicolae Dică în teren. Am de ziua sa de naștere. Ocazia lui Vali Badea cu o cameră din spatele porții, frumos. Frumoasă execuția. Rămâne însă 2-0. Aruncă de la margine Petre Marin și ne pregătim să-l vedem și pe Nicolae Dică după o absență de 6 luni în echipa Stelei. Aruncă de la margine Văsâie Ienci. A avut timp Ienci să-și pregătească o eventuală centrare, după ce a fost atacat de Vali Badea. Pas a mers însă în lateral, recuperează nemțenii. Este lovitură liberă pentru Ceahlăul. Se aude fluierul lui Hălășteanu, nevoie să-l folosească de mai multe ori. Moment în care Nicolae Dică primește indicațiile tehnice la intrarea sa în teren. Să vedem însă până atunci această lovitură liberă pe care o execută Cebotaru. Mingea în careul Stelei, a respins de acolo Ovidiu Petre. Recuperează Ienci, este întâmpinat de același Ovidiu Petre, direct pe poartă, respinge Baciu. Tot Ovidiu Petre l-a încurcat. Steaua poate ieși pe contraatac. Elton și Paraschiv s-au încurcat acolo pentru moment. Vine în dreapta strigă Bănel Nicoliță. Este Bănel Nicoliță. Spre Paraschiv se îngroapă acest balon, Bănel Nicoliță în careu. Paraschiv nu avea ce căuta acolo, mingea era pentru Bănel Nicoliță, care era liber de foarte multă vreme. Rămâne fără gol această fază. Minutul 83 al partidei, în continuare Steaua Ceahlăul 2-0 și în acest moment iese Sorin Paraschiv, care probabil îi va preda banderola de capitan de echipă lui Nicolae Dică. Nicolae Dică, după 6 luni de absență în echipa Stelei, chiar în ziua în care împlinește 27 de ani. Nicolae Dică, golgheterul Stelei în UEFA Champions League. A intrat în echipa lui Olăroiu în acest meci cu Ceahlăul, 2-0 pentru Steaua Centrare, în care lui Cernea deține cu siguranță însă portarul echipei gazdă. Este nemulțumit Vrăjitoarea de execuția colegului său Daniel Barna. Vrăjitoarea aștepta în centru această minge.
a fost practic un șut foarte slab pe poartă, în vreme ce dumneavoastră ați revăzut atacul anterior al Stelei, stop pe piept al lui Vali Badea, foarte lung, Dică poate șuta, o face Fedorenko, apără de pe picioare. Cât de mult a lipsit Nicolae Dică echipei Steaua. Am văzut și cum s-a așezat atacul Stelei, Nicolae Dică și Vali Badea în atac. Elton este în banda stângă, ce dribling frumos, dar respinge Jenci. Nu e Maradona, dar este Elton, jucătorul adus pentru 2 milioane de dolari din Brazilia. A reușit o nouă fază frumoasă. Mai ales a reușit să țină acea minge în teren Elton și iată-l ocupându-și locul în banda stângă, unde se pare că îi place lui cel mai mult. Daniel Nicoliță, mingea trece pe lângă poartă, ce ocazie, ce situație a creat Elton. Centrare perfectă la lui Daniel Nicoliță, rămâne 2-0 în Ghencea. Asta așteptau să vadă spectatorii care au umplut în această seară stadionul Ghencea, spectacol din partea echipei lor. Nevoită să apeleze la mâna lui Dinamo pentru a intra în posesia locului 2, care duce în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. S-a descurcat bine Goian. Fanii așteaptă să vadă Steaua în atac, un atac din care nu lipsesc Dică și Elton. Mingea ajunge la brazilian, salutat Elton, să-l țină în teren. Iată, revedem acțiunea brazilianului și lovitura cu capul al lui Bănel Nicoliță. Ce aproape a trecut această minge. L-a împins Mircea Elie pe Baciu, acesta a revenit însă, mingea ieșită în afara terenului, va fi aruncare de la margine pentru Ceahlăul, în vreme ce spectatorii cântă numele lui Elton. Mingea ieșise între timp, autul al Stelei, mai sunt încă 5 minute din cele 90 regulamentare, vom avea cu siguranță și prelungiri în această partidă. Vedeți scorul, Petre Marin și Victoria și Iacob au marcat golurile Stelei în această seară. În acest moment Dinamo are 76 de puncte, Steaua 62, CFR Cluj 60, Rapidul 55 și Poli Timișoara 52. Iată doar 3 puncte diferență. Elton acest balon și o pasă pentru Vali Badea. Mijlocașul ofensiv Barna, cel care volează de obicei în banda stângă a echipei sale, a venit acum și s-a apărat în fața lui Vali Badea. Ba mai mult, a obținut și aruncarea de la margine. În vreme ce Elton creează frenezie aici în Ghencea. Vor pleca, cred, în cele din urmă mulțumiți acasă suporterii Stelei după un meci pe Ghencea în acest an. Se schimbă foarte des posesia mingii la mijlocul terenului. Acum Petre Marin a încercat din prima pentru Elton. O pasă braziliană s-a opus nemțenii. Nicolae Dică se păzește de intrări tari. Elton a ajuns în dreapta și din nou se ridică spectatorii în picioare. Poate centra Elton, o face. A respins de acolo Nohai. Bănel Nicoliță i-a încurcat pe nemțeni și obține un corner. Nu s-au înțeles acolo Lucian Goian și cu Barna. Mai mult s-au încurcat. În vreme ce portarul Fedorenko încearcă să-și mobilizeze cu echipierii pentru a nu încasa și mai multe goluri, Dică. Să vedem centrarea lui Bănel Nicoliță, nu este încă o centrare. A încercat un dribling și a fost deposedat de Cebotaru. A riscat destul de mult Bănel Nicoliță, defensiva era descoperită pentru că fundașii Stelei erau în preajma careului advers. A rezolvat bine Petre Marin, Lovin, Elton. Întârzie momentul pasei. Baciu, o pasă pentru Vali Badea. Vali Badea în careu, întoarce un adversar, centrează, respinge de acolo Jenci. Nu avea cui să-i trimită Vali Badea, nu era decât Dică între trei adversari și undeva în marginea careului Bănel Nicoliță. Odată cu ieșirea lui Victoraci Iacob s-a pierdut un punct de atracție din careul nemțenilor. Centrează acum, respinge Fedorenko, Bănel Nicoliță cu poarta goală, din nou Bănel Nicoliță. Ce comedia erorilor în careul Ceahlăului Piatra Neamț. Nu se mai face marcaj, nu se mai ține cont de nimic. Ce meci am avut până la urmă, este 2-0. Două goluri înscrise de Petre Marin și Iacob. Steliștii au trimis și de două ori mingea în bară.
fost întâi Vali Badea și acum Bănel Nicoliță. A avut ghinion în această seară Bănel Nicoliță. Două lovituri de cap ale sale au trecut, una puțin pe lângă poartă și una a lovit bara. A respins Gigel Coman. Același Bănel Nicoliță primește acum de la Dică. Din prima pentru Vali Badea, acesta este în banda dreaptă, întâmpina de Nohai. Aruncare de la margine pentru Steaua. Nu prea are cine să o bată, până la urmă Vali Badea îi lasă lui Petre Marin, care vine de departe să repună de la margine. Steliștii sunt mulțumiți cu acest rezultat, evident. Adică am senzația că jucătorii nemțeni se feresc să-l atace tare. E clar. Nu se intră tare la Dică. Deși accidentarea lui Dică nu a fost una provocată de un adversar. A fost însă o ruptură a ligamentelor. Iată-l pe Dică. A încercat un șut cu dreptul care l-a lovit pe Nohai și este corner. Tot Dică execută și cornerul, ridicând în picioare și spectatorii din acea parte a terenului. I-a trimis lui Elton, reprimește Dică. Minge aruncată în careu, întors-o Dorin Goian, însă a fost atent Fedorenko. Cred că mai bine o lăsa pentru Lovin Goian. Lovin era absolut liber în partea dreaptă a atacului Stelei. Petre Marin și Iacob au fost oamenii care au înscris astăzi în Ghencea, dar Elton și Dică sunt cei care au cules aplauzele. Ba, și Petre Marin și-a luat partea lui de aplauze, mai ales că a marcat primul gol. Vali Badea este în offside. Pasă pentru Elton. A încercat să treacă acolo de Lucian Goian. A stat bine pe picioare fundașul central al nemțenilor, fratele lui Dorin Goian. L-a deposedat pe Elton. În acest moment intrăm în prelungirile acestei partide. Și vrăjitoare au pasa lui Ovidiu Petre pentru Nicolae Dică și o pasă acum pentru Vali Badea. Era offside Vali Badea. Nu a auzit flerul arbitrului, face semn Badea, care a trimis mingea în poartă. Da, așa spun toți. Nu a auzit. Heleșteanu are o discuție cu Vali Badea. Nu îi dă cartonaș galben acestuia. Vrăjitoarea nu a apucat să ajungă la această minge pentru că s-a repliat excelent Gigel Coman. Cernea calmează jocul, suntem în prelungirile acestei partide, nu am văzut câte minute s-au arătat de la margine. Vor fi probabil 3 sau 4 minute de prelungire. Cernea, Vali Badea. Steliștii încearcă să-și majoreze diferența, în vreme ce nemțenii nu mai speră probabil la nimic. Chiar dacă se grăbesc să repună mingea în joc. Mingea aruncată în față pentru vrăjitoarea. Nu a ajuns la atacantul Ceahlăului pentru că a interceptat-o Baciu. Șut de la mijlocul terenului al lui Nicolae Dică. L-a văzut ieșit pe Fedorenko, însă nu i-a reușit execuția. Bănuță. Ce mult alergă acest Bănel Nicoliță. Îl văd și minutul 91. El tot mai sprintează. Bogdan vrăjitoarea nu mai ajunge la acest balon. În minut și jumătate, până la finalul partidei, Steaua conduce cu 2-0. Ceahlăul Piatra Neamț trece pe locul 2. Locul care duce în tururile preliminare ale Ligii Campionilor. Dacă în această ediție de campionat am avut atâtea discuții cu locurile de Liga Campionilor, ce va fi în sezonul viitor când campioana României merge direct în grupe? Ne așteptăm la o ediție viitoare de campionat foarte încinsă. Lansare pentru prăjitoarea, din nou iese Cernea. Ionuț Enache. Aveau mari speranțe nemțenii de la acest atacant care a marcat două goluri etapa trecută cu Vasluiul. Acum însă Ionuț Enache a fost aproape inexistent. Doar în prima repriză a avut o ocazie. Recuperează Steliștii, însă va fi lovitură liberă în favoarea Ceahlăului. Faultat Lucian Goian de Vali Badea. Misiune grea pentru Ceahlăul Piatra Neamț. Da, joacă 4 cu puncte, Rapid Argeș și cu Dinamo. 4 puncte până la locul al 14-lea, ocupat în prezent de Farol.
Farul s-a împiedicat astăzi pe teren propriu cu Poli Timișoara. Scorul final 1-3. Ne apropiem de finalul acestei partide în care stăliștii au așteptat 60 de minute deschiderea scorului, după care și-au încântat și spectatorii. Au creat câteva faze spectaculoase, ocazii multe la poarta lui Fedorenko, doar două goluri. Spectatorii încep să părăsească stadionul din Ghencea. Par destul de fericiți, în vreme ce Ceahlăul încearcă un ultim atac prin Barna, deposedat prin fault de Gigel Coman. Faultul a fost semnalizat de asistentul lui Anton Hălășteanu. Vom avea probabil acum o ultimă ocazie. Este Fedorenko din poartă. A ajuns la mijlocul terenului portarul ucrainean al Ceahlăului, însă nu se duce în careul lui Cernea. Erau două mingi în teren și atunci a vrut ca jocul să continue, să nu fie întrerupt. Centrare în careu, Dorin Goian a respins și acum Bonel Nicoliță. Nu a putut însă să îndepărteze mingea. Ienci poate centra, o face în careu, lovitură de cap a lui Ilie. Mingea a rămas în careul Stelei, o nouă recentrare, boxează Cernea. Dică a venit să se apere și până la urmă se termină aici această partidă. Anton Hălășteanu se întorsese cu spatele la fază, nu l-a mai interesat ce se întâmplă. Era cu fața la centrul terenului și a fluierat finalul acestei partide. Așadar, rezultat final, Steaua Ceahlăul 2-0. Steaua trece pe locul 2. Ne oprim aici pentru moment, să rămâneți alături de Antena 1 în câteva minute. Ne întoarcem pe stadionul din Ghencea.